reprezentantului Guvernului Teritoriu. Se intonează imnul național al României. Continuare, adresăm invitația de la cuvântul prefectului județului Vrancea, domnul Gheorghiță Verbece. Domnule președinte al Consiliului Județean Vrancea, stimați invitați, onorată audiență, doamnelor și domnilor, am plăcerea și onoarea a vă transmite mesajul Guvernului României prilejuită de Ziua Națională a României. 1 decembrie 1918 va rămâne pentru totdeauna în istoria poporului român drept ziua triumfului idealului național, unitatea. Rostită pentru prima dată în Revoluția de la 1848 și reușită doar parțial la 1859, Marea Revoluție a avut loc după un lung șir de lupte, după nenumărate sacrificii umane și materiale. Voința exprimată la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia a desăvârșit în mod democratic unirea Basarabiei, Bucovinei și a Transilvaniei cu România. Marea Unire este încununarea victorioasă a voinței românilor și rămâne cea mai frumoasă pagină din istoria României. O lecție despre perseverență și coeziune, care acum este deosebit de utilă și necesară. Pentru că, dragi români, doar prin efort comun vom putea depăși perioada dificilă pe care o traversăm. Știu că vom putea reuși să trecem împreună prin aceste greutăți și am încredere în curajul și credința românilor că unitatea va rămâne una dintre valorile de neprețuit ale națiunii noastre, care ne inspiră și ne motivează să mergem mai departe. Pentru mine, eroii acestui an sunt românii. Românii care, în ciuda crizei generate de pandemia COVID-19 și a suferințelor, au muncit, au fost solidari, au făcut sacrificii și au depus zi de zi eforturi în această luptă dură cu virusul. Le mulțumesc în mod special tuturor celor care fac parte din personalul medical și au luptat în linia întâi pentru a salva vieți și pentru limitarea efectelor pandemiei. Dar să nu uităm niciodată sacrificiile înaintașilor noștri, pe care le cinstim cu luare aminte. Ne onorăm trecutul cu speranța că lecția istoriei reprezintă o pildă pentru fiecare dintre noi să luptăm pentru un viitor mai bun și mai prosper. Dragi români, de Ziua Națională, vă îndemn pe toți cei care simțiți și trăiți românește să ne gândim împreună, timp de un minut, la eroii neamului românesc,
care s-au jertfit pentru Marea Unire. Un minut în care să regăsim cu toții, indiferent unde suntem, indiferent de conjunctură, indiferent de opțiunile politice. Vom trece cu bine peste aceste grele încercări, la mai bine de un secol de la unirea tuturor românilor, având în suflet și în inim reușita extraordinară a înaintașilor noștri. Prin determinare, unitate și sacrificii, au oferit sens vieții lor atunci și viitorului nostru astăzi. La mulți ani, dragi români, la mulți ani, România, Nicolae Ciucă, prim-ministru al României. Vă mulțumesc! Onorată asistență, adresăm invitația de la cuvântul președintelui Consiliului Județean Vrancea, domnul Cătălin Dumitru Toma. Domnule prefect, domnilor parlamentari de Vrancea, doamnelor și domnilor parlamentari de Vrancea, stimați colegi primari, stimați colegi consilieri județeni, municipali, dragi vrânceni, permiteți-mi să vă urez tuturor la mulți ani. 1 decembrie pentru fiecare dintre noi ar trebui și trebuie, de fapt, să reprezinte un moment al bilanțului. România astăzi face 103 ani. Haideți să ne gândim, fiecare dintre noi, ce am făcut pentru ca această țară să fie mai frumoasă, mai bogată și, de ce nu, mai puternică în ceea ce înseamnă raporturile față de vecinii noștri și, nu în ultimul rând, față de structurile din care facem parte. Slavă Domnului că astăzi suntem liberi. Pentru mine 1 decembrie înseamnă libertate, dar pentru mine 1 decembrie înseamnă și recunoștință veșnică pentru cei care au făcut posibil ca, prin efortul lor, prin jertfa supremă, noi astăzi să vorbim despre România. Pentru mine 1 decembrie înseamnă, dragi vrânceni, și eroii de astăzi. Într-adevăr, trăim timpuri tulburi, dar nu înseamnă că nu vom supraviețui. Vom supraviețui doar împreună, uniți și cu același gând. Pentru mine, 1 decembrie înseamnă, uitați-vă la competițiile sportive, ce, până la urma urmei, cât efort fac acești oameni care peste mări și țări se luptă și câștigă în numele României. Și aici chiar vreau să-i felicit pe toți sportivii vrânceni care în ultima perioadă au făcut posibilă recunoașterea României la nivel internațional. Și pentru mine această zi frumoasă înseamnă, cum spuneam, și unitate în administrație. Fac apel astăzi la toate structurile politice, nu să ne dăm mâna, să gândim la fel pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea acestei țări și acestui minunat județ. Vrancea are viitor atâta timp cât există România. Iar România există în fiecare dintre noi, fie că suntem aici, în Vrancea, fie că suntem plecați, fie că reprezentăm România în diverse competiții, indiferent de culoarea lor, drapelul, imnul, ne fac să ne gândim profund la ceea ce suntem. Dragi vrânceni, vă rog, vă cer să aveți încredere în ceea ce înseamnă România. România nu are nicio vină pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. România are obligația să ne trezească pe noi toți, pentru a înțelege că viitorul celor din fața noastră, și aici mă uit la copii, este responsabilitatea supremă a noastră, a celor care reprezentăm astăzi administrația publică locală, administrația județeană și națională. De aceea vă invit pe toți să reflectați, să vă gândiți un minut la ceea ce a fost România la început, la ceea ce este și la ceea ce vom lăsa celor care vor veni după noi. Vă mulțumesc mult și vă asigur încă o dată
de toată deschiderea Consiliului Județean Vrancea pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea acestui minunat județ. Avem nevoie de proiecte, dar avem nevoie de oameni și minți luminate, atât la nivel național, cât și la nivel județean și local. Împreună facem România mare. Mulțumesc mult! Iar la final, permiteți-mi să vă urez tuturor la mulți ani. Chiar vă rog, haideți să audă și Bucureștiu cât de tare urăm noi României. Haideți să strigăm cu toții la mulți ani România! La mulți ani România! Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți! În continuare, adresăm invitația de la cuvântul primarului municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă. Doamnelor și domnilor parlamentari, domnule prefect, doamna subprefect, domnule președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea, dragi colegi primari, stimați consilieri județeni și municipali, dragi focșaneni, dragi vrânceni, în urmă cu 103 ani, vravii noștri înaintași au înfăptuit cea mai importantă pagină de istorie a acestui popor. Ziua Mare a Unirii. Momentul de la 1 decembrie 1918 este o încununare a aspirațiilor de veacuri ale unui popor greu încercat de marile imperii din vremurile trecute. De la Decebal la Basarab I, de la Mircea cel Bătrân la Iancu de Hunedoara, de la Ștefan cel Mare la Vlad Țepeș, de la Tudor Vladimirescu la Alexandru Ioan Cuza, românii au afirmat întotdeauna că vor să trăiască liberi, fără a mai fi îngrădiți de cotare nedrepte. Românii au luptat și s-au jertit de-a lungul timpului pentru ca noi, astăzi, să avem această sărbătoare a unității noastre naționale. Nu a fost deloc ușor. S-a jertit mult sânge, iar pe locurile acestea a curs sângele a multor eroi, printre care și cel al sublocotenentului Caterina Teodoroiu, prima româncă ce a luptat în război. Dar odată cu unirea de la 1918, românii și-au găsit puterea de a renaște și speranța într-o Românie mai bună. Acum aniversăm Marea Unirii, ne exprimăm omagiul de recunoștință față de toți cei care au contribuit la realizarea celui mai mare ideal al istoriei noastre. Dar mai mult decât atât, astăzi avem obligația să păstrăm și să cultivăm darul libertății și unității naționale ca simbol al demnității poporului român. Momentul istoric pe care îl sărbătorim trebuie să ne îndemne și la o profundă reflexie a cauzelor și motivelor care astăzi au adus România într-o situație mai puțin fericită, aproape de pragul unui colaps economic și medical. Sper din toată inima ca cei care și-au asumat de curând responsabilitatea îndreptării tuturor acestor neajunsuri să dea dovadă de determinare, seriozitate și profesionalism, astfel încât statul să fie retrocedat către popor și nici de cum acaparat de o gașcă mânată de interese personale și obscure. Doar uniți într-un proiect de reconstrucție a României, ne vom ridica la valoarea înaintașilor noștri. Trebuie să facem în așa fel încât românii să nu fie mândri doar de țara lor la evenimente ca cel de astăzi. Când ne punem cu toți în piept cocarda tricoloră și să ne bucurăm de România zi de zi. Tocmai de aceea sper ca 1 decembrie 2021 să fie mai mult decât momentul în care sărbătorim Ziua Națională a României. Sper să fie ziua unui nou început, în care clasa politică să arate că știe că are obligație față de fiecare cetățean din această țară, indiferent că e focșănean, bucureștean, brașovean, vrâncean, timișorean, oreșean. Nu avem voie să-i dezamăgim pe români, așa cum nu avem voie să dezamăgim în fața istoriei. Datoria noastră este ca prin fapte să-i respectăm pe înaintași și să le cinstim jertfa închinată pe altarul Unirii. Avem datoria, din sacrificiile trecutului, să învățăm să construim împreună o Românie modernă la care au visat înaintașii și în care copiii noștri să aibă un viitor luminos. Să dea bunul Dumnezeu ca toți românii să fie sănătoși la trup, la minte și la suflet. La mulți ani focșăneni, la mulți ani vrânceni, la mulți ani români, la mulți ani România! Mulțumesc!
Stimați participanți, are loc defilarea detașamentului de onoare. Militar s-a încheiat. În continuare, vă invităm să asistați la un scurt moment artistic susținut de ansamblul folcloric Țara Vrancei. Pământ, mă, când ne doreau răsărit de acest frumos pământ, mă.
Vă mulțumim pentru participare. La mulți ani, România!